Astăzi a început Simpozionul Național de Didactică a Limbii și Literaturii Române. Manifestarea a ajuns la 16-a ediție. Simpozionul acesta are un statut aparte. Este deschis pe fundalul unor dezbateri destul de aprinse în legătură cu noul plan cadru. Scopul mare al simpozionului de data aceasta este să aducem față în față specialiștii cu practicienii, cu profesorii care urmează să dezbată una și aceeași problemă. Problema este cea a lecturilor specifice, limbaje și hermeneutici. În cadrul manifestării organizate de Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română, specialiștii și practicienii invitați își propun să găsească soluții pentru o abordare creativă și personalizată a programei școlare în vigoare, pentru a le pune în practică începând cu noul an școlar. Există o carte de pildă tradusă și la noi, apărută relativ recent, al lui Carrier împreună cu Umberto Eco, cu un titlu foarte sugestiv: Nu vă temeți, nu o să scăpăm de cărți. Da? Cartea nu este în primejdie, cartea se adaptează însă diverselor medii de expresie datorate noilor tehnologii. Tema lecturii este actuală nu numai strict în domeniul orei de română, ci și ca formă de cunoaștere și ca abordare interdisciplinară. Lucrările simpozionului sunt găzduite în următoarele 3 zile de Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca.